încercăm să gândim un proiect de semnalizare atât turistică, cât și, dacă vreți, de județ, la nivel integrat. Încercăm să găsim și o finanțare nerambursabilă din partea Ministerului Turismului. Încercăm și alte variante de finanțare nerambursabilă, dar dacă nu o să găsim această rezolvare, vom pune un capitol special în buget pentru o cheltuială de bani publici pentru un proiect de semnalizare la nivel de județ. Mă gândesc, în primul rând, la porțile de intrare în Suceava, în județ. Din păcate, mai sunt câteva zone și vă dau ca exemplu intrarea județ din județul Neamț, unde actuala semnalizare rutieră este de pe vremea comunismului. Nu s-a schimbat nimic de atunci și până acum. Mai avem astfel de situații regăsite și la intrarea cu Botoșaniu și cred că e foarte important ca Suceava, ca Bucovina să fie un element de identitate vizuală și la intrarea în județ. În afară de intrările rutiere pe care le avem la legătura de județ cu Bistrița, cu Neamțul, cu Iașu, cu Botoșaniu, ne interesează să avem o astfel de semnalizare vizuală și la aeroport și la gara principală din Suceava, dar și în câteva puncte cheie din județ, acolo unde sunt intersecții principale. Mă refer în primul rând la Plătinoasa, la cel de acolo care face legătura cu Gura cu Mort într-un lung, cu Suceava și cu Plăticeni. Mă gândesc și la o variantă pe municipiul Suceava, pentru că avem și aici două intrări importante, cea dinspre Plăticeni și cea dinspre Botoșani. Și sigur că dorim ca acest proiect să fie finalizat cât mai repede. Un proiect care înseamnă și orientare turistică și promovare turistică, dar și, dacă vreți, o semnalizare corespunzătoare a județului Suceava.